Bine v-am regăsit, prieteni! Nu am mai postat de mult timp un episod monden, să-i zic așa. Am văzut că acestea sunt preferatele voastre, drept pentru care azi vă voi relata povestea unei alte prostituate românce. Ana Cumpănaș a fost o prostituată și patroană de bordel, cunoscută pentru faptul că a ajutat FBI-ul să-l prindă pe gangsterul John Dillinger. S-a născut în 1889 într-un sat din Banat, iar la o vârstă fragedă s-a căsătorit și a plecat cu soțul său, Michael Ciolac, în America, stabilindu-se în Indiana. În 1911 au avut și un fiu, însă curând au divorțat, iar la finalul anilor 20, Ana Cumpănaș lucra ca prostituată în America, la scurt timp devenind patroană de bordel. Primul bordel l-a deschis în East Chicago, după care a mai deschis câteva în zonă. La scurt timp s-a căsătorit cu avocatul român, Alexandru Suciu, folosind numele de familie Sage. În 1924, Ana s-a întors pentru prima dată în România pentru a-și vizita mama, întorcându-se în America la bordul vasului RMS Majestic. Relațiile dintre Alexandru Suciu și fiul prostituatei din prima căsătorie nu au fost tocmai amicale, acesta fiind principalul motiv al divorțului dintre cei doi. În 1933, Cumpănaș și-a deschis un nou bordel în Chicago, moment în care autoritățile americane s-au sesizat că este o cetățeană cu caracter moral scăzut, motiv pentru care a fost amenințată cu deportarea. Curând, ea s-a împrietenit cu o femeie pe nume Polly Hamilton, la scurt timp aflând că ea este iubita lui John Dillinger. După ce a aflat cine este Dillinger și că FBI-ul îl căuta pentru uciderea a doi polițiști, s-a gândit să-l trădeze pentru a-și obține dreptul de ședere în Statele Unite. Pe capul lui Dillinger era de asemenea pus o recompensă foarte mare. În urma trădării, Dillinger a fost împușcat în fața unui cinematograf din Chicago în timp ce încerca să fugă. Cumpănaș se îmbrăca în roșu mereu, de unde îi vine și porecla femeia în roșu, dar în seara trădării aceasta purta haine portocalii. La scurt timp, FBI-ul a mutat-o pe Cumpănaș la Detroit, după care la Chicago, oferindu-și o recompensă de $5,000, sumă care nu reprezenta nici măcar jumătate din cât îi fusese promis. Nu a trecut mult timp până când Cumpănaș a fost extrădată, iar când aceasta a luat legătura cu FBI-ul, i s-a transmis că nu mai poate fi oprită extrădarea, deoarece procesul a început înaintea înțelegerii lor. În ianuarie 1936, Cumpănaș s-a întors în România, stabilindu-se la Timișoara, unde nu a mai dorit să iasă în evidență și ducând o viață liniștită până în 1947, când a murit din cauza unei boli de ficat. După moartea lui Dillinger, femeia în roșu a devenit o celebritate în SUA. Această poveste a fost integrată în seria de mituri legate de Dillinger, mituri ce delectau publicul în timpul marei crize economice. Conform unor interpretări populare, trădarea gangsterului a rezultat din cauza slăbiciunii sale pentru femei. În noaptea când a murit Dillinger, un necunoscut a scris cu cretă pe asfaltul trotuarului de lângă cinematograful unde fusese împușcat următorul epitaf: "Stranger, stop and wish me well, just a prayer for my soul in hell, I was a good fellow, most people said, betrayed by a woman all dressed in red." În traducere: străinule, oprește-te și dorește-mi bine, doar o rugăciune pentru sufletul meu din iad, am fost o persoană bună, toți au spus, trădat de o femeie în roșu. Cazul Anei Cumpănaș a fost discutat de către J. Robert Nash în cartea sa Dillinger, Dead or Alive, ca parte a unei teorii care spune că, nereușind să-l prindă pe adevăratul John Dillinger, FBI-ul ar fi pus în scenă asasinarea lui, folosindu-se de o persoană inocentă. Nash, a cărui versiune a evenimentelor istoricului Jonathan Goodman o consideră a fi ciudată, continuă prin a susține că expulzarea Anei Cumpănaș ar fi fost partea unei disimulări. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut, dați like, share pe Facebook și subscribe. Ne auzim data viitoare cu un nou episod.